Campionatul Ligii a 5-a în toate cele trei serii, Nord, Sud și Centru, și-a disputat duminică jocurile din cadrul primei etape din retur. Iubitorii sportului rege din județ au avut parte de partide extrem de disputate, din care nu au lipsit golurile, sarea și piperul unui joc de fotbal. Liderul din Nord, Astelerest, a impus la scor 4-0 în jocul din deplasare în fața formației Flacăra Buteni, consolidându-și astfel poziția în vârful clasamentului. Ocupanta locului secund, ASE Dragoslavele, a făcut instrucție cu Cimentul Valea Mare Pravăț chiar pe terenul acesteia din urmă, administrându-i o corecție severă 7-1 și rămâne în coasta liderului din Lerești. Inter Aninoasa a bifat cel de-al doilea succes din actuala stagiune, 5-3 în partida de acasă cu ASE Bălilești, formația acceptată în acest retur în campionatul Ligii a 5-a Seria Nord. O altă partidă cu goluri multe s-a disputat la Bugea de Jos, acolo unde Unirea din localitate a învins cu scorul de 4-1 ASE Godeni, furnizând surpriza începutului de retur. Rezultatele complete înregistrate în cadrul primei etape a returului din campionatul Ligii a 5-a, seriile Nord, Sud și Centru, cât și clasamentele la zi sunt următoarele.